Posesoarea titlului cel mai longeviv monarh al Angliei bea până la 4 pahare de alcool pe zi. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii are un regim zilnic de la care nu se abate niciodată. Regina Elisabeta a II-a, aflată de 65 de ani pe tronul Regatului Unit, este cel mai longeviv monarh în viață. Secretul suveranei, deschiderea unei sticle de gin în fiecare zi înainte de prânz. Verișoara reginei, Margaret Rhodes, a dezvăluit că obiceiurile zilnice ale rudei sale nu variază niciodată și că ele definesc o persoană care consumă alcool în mod regulat. Înainte de prânz, bea un gin și dubonnet cu o felie de lămâie și o mulțime de gheață. La prânz va servi vin și un martini, iar seara un pahar de șampanie, a declarat Margaret Rhodes pentru revista The Independent. Nu se știe însă de cât timp are majestatea sa aceste obiceiuri și ce rol au jucat ele în menținerea condiției fizice. Cert este că la cei 91 de ani ai săi, regina Elisabeta a II-a poate fi invidiată pentru tonusul său.